România este țara tuturor posibilităților. Dacă mai aveam nevoie de vreo dovadă în acest sens, ei bine, am găsit-o într-o comună din Vâlcea. Pe un monument ridicat acolo în memoria martirilor din al doilea război mondial sunt gravate numele lui Dumitru Dragomir, Adrian Mititelu și Buguri Sărescu. Colega mea, Mariana Zaharia, are mai multe amănunte despre acest subiect. Bună dimineața, Mariana! Ce explicație are primarul? Bună dimineața, actualul edil dă vina pe fostul primar pentru numele care apar gravate pe marmură. Niciunul dintre cei aflați la ora actuală în primărie nu poate explica cum au fost alese aceste nume. Cei drept, Mugurii Sărescu este născut într-o localitate vâlceană, la fel și Dumitru Dragomir, dar niciunul nu are legătură cu localitatea în care sunt trecuți până la urmă ca și eroi. În aceste condiții, actualul primar îl acuză pe fostul edil că ar fi primit 10 milioane de lei de la fiecare dintre prietenii săi care apar pe monument. Nu există însă chitanțe care să ateste acest lucru. La ora actuală, primăria are de plată 280.000 de lei către constructorul care a făcut monumentul. Mariana, îți mulțumim!